Invitata din această seară a dat ultimele sfaturi concurenților. Vă spunea Daniela Gheorfi, că le urează tuturor sărbători fericite, case de piatră celor care se căsătoresc și mamelor să fie puțin mai înțelepte. A întrebat și când are loc petrecerea burlacilor și a burlăcițelor și zicea să aibă grijă fetele să fie cu ochii cât cepele, pentru că sigur știu ce se întâmplă la o astfel de petrecere unghii rupte, extensii rupte și apoi a spus că glumea. Și-a luat la revedere Daniela Gheorfi și concurenții au rămas în compania lui Tisi, care abia ce a venit, a cântat două piese și urmează să mai cânte concurenților din seara aceasta și nouă celor care urmărim pe Antena Play. Le-au distracție plăcută în continuare, să se distreze până dimineață, asta le dorim și noi, să fie înțelegere, să fie vibe la fel de bun și să se distreze.